Reprezentanții celor 13 angajați ai stației de compostare din orașul Târgu Bujor s-au pomenit în preaviz fără să le fie comunicate cauzele și fără să fie avertizați despre evoluțiile economice ale activității lor. Ei spun că stația avea o anumită eficiență economică deoarece furniza compost unei ferme pomicule și valorifica materiale reciclabile. Angajații în preaviz găsesc deciziile Consiliului abuzive și interesate deoarece aceleași costuri vor fi preluate de angajații societății locale de salubritate. Mă numesc Solomon Damian, sunt angajat al stației de compostare al orașului Târgu Bujor, primărie, în Umbrărești. Reprezint un număr de 13 muncitori care locuiesc și muncesc efectiv la stația de compostare a orașului și am fost disponibilizați în masă pe motive neștiute. Nu știm de ce. Am muncit până pe data de 4 februarie și preavizele au venit pe data de 2, au fost date prin poștă. Deci noi am fost dați afară, fără motiv, fără nicio explicație, fără nimic sigur, ca să așa, să spunem. Motivul se spune că... N-au fost sancțiuni, n-au fost nimic. Motivul se spune că sunt cheltuieli prea mari la stația de compostare, dar aceste cheltuieli trebuiau împărțite și cu societatea Preserv al orașului Târgu Bujor, care sunt la noi la stație sunt 13 angajați, acolo 18 și toți care sunt paznici efectuează diferite lucrări în oraș și sunt puse toate cheltuielile pe spatele stației de compostare. Și noi nu suntem de acord că nu cheltuim doar noi banii ăștia. Primăria a făcut ședință cu Consiliul Local și au spus că stația cheltuie 9 miliarde de lei vechi. Și banii aceștia nu i-a cheltuit doar stația. La stație s-a adus și profit. Profitul a fost din vânzarea compostului, din vânzarea peturilor care se fac baloți și se valorifică, folie, carton, plastic, ce se poate recupera. Materiale și materiale, da, reciclabile. Se fac baloți și vin societăți, din Brăila, Focșani, Tecuci. Ce chiar profit. Da. Mult nu era, dar se făcea vânzare, cum se spune. Și cheltuielile, au fost toate cheltuielile care, așa, pe spatele stației, cum se spune. Și noi am fost, acum suntem nemulțumiți, că sunt colegi de-ai noștri, că suntem 13 dați afară, au bănci, au doi copii, au rate la bancă, au probleme și muncește unul singur și ține toată familia. E o zonă defavorizată, Târgu Bujor, și unul singur să muncească și acum, cum se spune, că ne-a dat în cap. Stația de compostare a deșeurilor din orașul Târgu Bujor, proiect finanțat din fonduri europene cu o valoare totală de peste 1 milion de euro, avea prevăzută prin proiect crearea de 15 locuri de muncă. Deși are abia 4 ani de funcționare, stația a creat pierderi de 9 miliarde de lei, însă împreună cu societatea publică de salubritate PrestServ. Stația trebuia să elimine posibilitatea de poluare a apelor subterane și de suprafață, să reducă posibilitatea de răspândire haotică a deșeurilor din mase plastice, hârtie sau alte deșeuri ușoare, să elimine focarele de apariție a unor boli. Furnizarea de composturi utile pentru agricultură se face cu utilaje specifice, cum ar fi separator metale, utilaj întoarcere compost, sită rotativă, buldoescavator, benzi transportoare, tocător, crengi. Angajații trimiși în șomaj cred că starea falimentară a stației a fost creată artificial prin neîntreținerea utilajelor și dispozitivelor. Noi facem un apel să vedem ce o să facem. Sunt familii, sunt cu probleme și chiar sunt probleme și în zonă. Și domnul consilier să vadă în ce condiții s-a lucrat timp de 5 ani și câteva luni de zile. De ce n-a venit niciunul să vadă cum s-a lucrat? Cum a putut să ridice mâna în hotărârea de consiliu că hai să disponibilizăm 13 oameni? Nu se gândesc că noi în orice 13 familii? Avem greutăți, copii la școală. Ce facem? Noi unde ducem? Ducem la dușă să-i băgăm pe ușă la primărie sau la consiliu? Dânșii le convine, stă pe scaun 2 ședințe pe lună și a 4 milioane. Și noi lucrând acolo am luat 6 milioane. Este o diferență, nu? Și fără sporuri. Fără sporuri, fără nimic. Echipamentul ne-a chinuit și am cumpărat cu banii proprii. Din salariul minim care l-am avut pe economie. Nu tu un antidot, nu tu nimic. De ce nu au venit să vadă cum condițiile care s-au lucrat? Deci considerați că e un abuz. Eu așa se consideră, așa o considerăm cu toții că este un abuz. Deci noi ce facem? Pur și simplu copiii, ce facem? Ne ducem, ne apucăm de furat? Suntem oameni tineri, nu? Domnul primar a declarat că vrea să creeze locuri de muncă. Cum creează? Destrăgându-le? Păi sincer, așa este.